Polițiștii locali din toată țara au fost în zi de sărbătoare, au împlinit de Constantin și Elena 3 ani de la înființarea oficială a acestei structuri. În Bacău, agenții locale au avut oaspeți de seamă, șefii poliției, jandarmeriei, reprezentanții autorităților locale, dar și reprezentantul guvernului în teritoriu. Toți au avut cuvinte de laudă, însă au recunoscut că mai au nevoie de instruire, de dotări și de salarii care să-i motiveze. Și eu și colegii mei din Consiliu și domnul primar vă felicităm pentru ceea ce ați făcut pentru comunitatea bacăuană, pentru asigura siguranța bacăuanilor. Sunt conștient că rolul și importanța dumneavoastră sunt foarte mari. Sunt de asemenea conștient că nu am făcut totul ca această importanță să se vadă și în activitatea dumneavoastră și în imaginea dumneavoastră în rândul cetățenilor. Și directorul executiv al Poliției Locale Bacău recunoaște că, în ciuda momentului festiv, lipsurile sunt greu de ignorat. Suntem la un moment aniversar, este adevărat că totdeauna la aceste evenimente se vorbește numai de bine, numai că trebuie să recunoaștem că avem și lipsuri, în buget, avem lipsuri materiale, lipsuri pe caracter uman. Dacă ați avea un tort și ați putea să suflați în lumânări, ce dorință v-ați spune? Bugete consistente. Din bugetul respectiv ar schimba în primul rând mașinile din dotare, pentru că multe dintre ele și-au depășit de 2 ori limitele de exploatare. Are promisiuni că anul acesta va primi 2 noi autoturisme pentru intervențiile în oraș. Pe lângă oficialități, agenții locale au avut porțile deschise pentru elevi, dar și pentru orice cetățean care a dorit să le treacă pragul și să le vadă tehnica din dotare.